Ma am primit o cutie. Destul de grea, dar... Cu problemele mele în viață. Hello, dear darling, și bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Ei bine, am decis să fac un videoclip pentru că am primit o cutie surpriză pe care vreau să o împărtășesc împreună cu voi. Tot ce pot să vă spun este că această cutie surpriză vine din partea Pick & Dazzle, care este o platformă unică online de cosmetice și îngrijire, unde îți poți comanda un cadou lunar, în baza căruia vei primi o cutie surpriză cu produse de la branduri noi sau de top, plus mostre gratuite. Poți primi cutia timp de o lună, 3 luni sau 6 luni, în funcție de abonamentul pe care ți-l alegi. Există 3 tipuri de abonamente, iar la fiecare dintre cele 3 există 3 opțiuni de timp, adică poți să-ți iei pe o lună, pe 3 sau pe 6 luni, oricare din abonamente. Evident, cu cât abonamentul este mai lung, cu atât reducerile sunt mai mari, până la 40% reducere la produsele din cutiuță. Acum, între noi, fie vorba, dacă vreți cele mai de top produse, le găsiți în abonamentul Lux Premium și Dazzle Ultra Lucire. Alta chestie foarte mișto este faptul că aveți opțiunea să alegeți chiar voi produsele pe care le doriți sau să lăsați experții să vă facă o surpriză. Mare plus, un alt plus, foarte multe plusuri la acest site minunat. Puteți, de asemenea, să vă cumpărați în plus produse la un preț redus. Iar livrarea este gratuită și ultra, ultra rapidă. Adică mie mi-a venit în 3 zile, coleg. Alte chestii care mi se pare mega wow este faptul că în cutiuță vă vor veni întotdeauna produse full size, ceea ce mi se pare yes! Nu o să vă vină niciodată produse mini în cutie, în afară de mostrele gratuite, evident. Înainte să-mi deschid cutia de la abonamentul Lux sau Premium în engleză, din câte vedeți, chiar nu am vrut să deschid, este exact așa cum am primit-o, am vrut să fie o surpriză și pentru mine. Vreau să vă povestesc despre cât este de ușor să-ți faci un cont și să-ți dai o comandă pe Pick & Dazzle. Ei bine, platforma Pick & Dazzle are opțiunea de a te conecta cu Facebook, ceea ce pentru mine a fost cel mai mare wow, pentru că nimeni din ziua de astăzi nu vrea să-și pierdă foarte mult timp cu completarea informațiilor, deși aveți opțiune, într-adevăr, să vă înregistrați și cu e-mailul în cazul în care nu aveți Facebook. Următorul pas pentru a-i ajuta pe expert să aleagă cele mai potrivite produse pentru tine este să-ți finalizezi profilul de frumusețe, unde pur și simplu ai de bifat ce îți place din 10 întrebări, adică nu sunt multe. Știu că mi-a luat super puțin și faptul că există imaginele acolo a făcut foarte interactivă toată experiența asta de a-mi completa profilul de frumusețe. După ce ai terminat de parcurs acești 2 pași, tot ce trebuie să faci pentru a-ți comanda cutia este evident să apeși opțiunea Ia-ți cutia. Acolo îți alegi tipul de abonament pe care ți-l dorești și evident perioada de timp în care vrei să-ți vină cutia. Îți completezi adresa și tipul de livrare, adică dacă ai PayPal sau vrei să dai cu banul la primire. Iar la final, când aproape ai finalizat comanda, există o căsuță jos de tot, în care baci codurile pe care toți ne le dorim. De ce menționez treaba asta? E bine pentru că am o surpriză pentru voi. Prima din acest clip, am multe surprize pentru voi. Și anume, v-am lăsat în descrierea acestui videoclip 2 coduri promoționale. Primul cod pentru abonamentul de 3 luni, primiți un produs gratis în a doua cutie, iar în al doilea cod primiți 2 produse gratis în a doua și în a cincea cutie, evident la abonamentul de 6 luni. Și asta nu este tot. V-am lăsat un link în plus în descrierea acestui videoclip, în care la absolut orice abonament de 6 luni veți avea reducere de 12 lei pe lună. Mai am o surpriză pentru voi, dar am să vă spun la finalul acestui videoclip, așa că rămâneți cu mine și haideți să vedem ce se află în această cutie. Ce drăguță e! Arată super bine packaging-ul și mi se pare că este foarte bine sigilată, sincer. Pune mâna, tace. Da, e îmbosat. Da, chiar este de calitate până și cutia. Piso, ai văzut câte produse? Da. Cu ce începem? Cu alea pe care mi le dai mie. Hai că o să începem cu primul de sus. Cocosolis Luxury Coffee Scrub Minty Vanilla. Este un scrub. Combinație de cafea fină și uleiuri special alese cu ulei esențial de mentă dulce și aromă delicată de vanilie. Oh, God, yes! Este un scrub pentru față. Sincer, se și simte cafeaua din interior. De-aia nici nu îndrăznesc încă să-l
desfac pentru că mi-e frică să nu vărs. Plus că îmi place foarte mult ambalajul. Sincer, mi se pare și ușor antistres să faci chestia asta așa, nu? O să trecem la Radiant Blonde Shampoo Perfect Volume. E? Vedeți ce se întâmplă dacă vă faceți profilul de frumusețe? Au știut că sunt blondă. Discutabil. Hei. Mamă, cât de bine miroase, oh my god. Da, să vezi și eu, pentru că și eu sunt blond. Poate nu mă vedeți, au seama, dar sunt blond. Mamă. Miroase super bine. Este un șampon. Știi ce miroase? A bomboanele alea de pe colimă. Adevărul e că miroase a bomboane. Miroase ceva dulce. Miroase bine. Miroase... În nume del Padre, del Fiu, del Spirito Sante. Tu nu te vei spăla cu ăsta pentru această glumită. Oricum, tu nu ești blond. Este făcut pentru toate tipurile de blond. Pentru volum. O, oh, Doamne, și eu am nevoie maxim de volum. Și ce mai spune aici? Care provitamina B5, extract de bambus și un complex de proteine din grâu. Acest șampon este de la Maids. Foarte interesant logo-ul lor. Uite, mi-a plăcut foarte mult chestia asta. O să o desigilez pentru că... Ok, ia, poți să pocnești și tu. Ce bun sunt! Aici avem Copiness Line Paris. Cred că nu se citește așa. Copa, înseamnă prieten, amici. Copan? Copan? Se pare? Eu n-am făcut franceză, deci cum spune Vlad, așa se citește acest firmă, eu aș fi citit-o Copiness. Este un blush foarte drăguț în două nuanțe. Miroase bine și asta, miroase super bine. Vreau să văd nuanța. Ok, este chiar foarte pigmentat pentru un blush, dar și culorile în sine sunt super drăguțe. Uite, se potrivește super mult cu bluza mea. Ok, avem aici o pensulă. Cambucii. Nu e cambucii. Poate fi cambucii. Este o pensulă de blush chiar. Și vreau să o desfuc. Este de la Tease Trendy Cosmetics. Nu știu dacă știți sau nu știți, eu am mai avut parte de Tease și în trecut și este o firmă absolut genială. Din... Da, e ok, îți trebuie o pensulă mai mare pentru masă. Îmi place foarte mult și designul, abia aștept să o folosesc. Trecem mai departe și anume avem aici Thickening Styling Cream Texturizing Extreme. Cred că am citit cum trebuie, numai că e peste tot scris și nu prea mi-am dat seama, deși designul, sincer, este foarte drăguț, mi-o place foarte mult. Este, uite, scrie to shape and construct, also for chunky curls and waves, vibrant shine, any style daily use. E de păr. Mersi, știu că e de păr. Este o cremă pentru coafat părul, din câte observ eu scrie doar în engleză, deci acest brand nu se găsește la noi. Ia să vedem cum miroase această, miroase a cocos, deci și crema este tot de la Maids Cosmetics. Trecem mai departe la următoarele. Din câte am observat, avem aici două chestiuni foarte drăguțe. O să încep cu... și astea sunt tot de la Maids. Greetings. Salutare și ție. Salutare și ție. Greetings Sydney, care este o loțiune de corp fresh aquatic. Chiar o să miros. Oh, God. Oh, ok, ia să vedem. Oh, my God. Mamă, cât de bine miroase. Mi se pare cumva că miroase unisex. Adică au o loțiune cu care ai putea să te dai chiar și tu, Vlad. Uite, deci pe aia, dacă vrei, putem să o folosim împreună. Bă. Trecem mai departe. Următorul produs, tot Maids, tot... cred că gama este greeting. Se schimbă pur și simplu orașul. Și uite ce design drăguț are și ăsta. Mi se pare că designul e super, super cute. Greetings Singapore. Și acesta este... o loțiune body wash de spălat pe corp, pe suflet. Avem pentru suflet, dar avem pentru corp și acesta este tot fresh aquatic. Nu-mi dau seama dacă miroase la fel sau nu. Parcă miroase un pic mai aquatic. Basically e un gel de duș. Frumos, drăguț, îmi place. Cred că și pe acelea putem să-l folosim împreună. Nu. Mi se pare sincer că acestea trei sunt unisex. Mai avem aici, știți că v-am spus eu că primiți și mostre gratuite? Iată că eu am primit trei dintre ele. Și avem aici, ok, o mostră de șampon Maids, de care am și în variantă full size. Maids Recipes. Și am aici Body Spicy Sensation Lotion. Este o loțiune de corp cu senzație de ceva picant. Este cu piper roz, extract de piper roz. Și aici avem de la Skinix? Nu, cred că e Skinix. Sau Skinix. Skinix, tot Maids Cosmetics. A Hydra Protector Anti-Aging Face Serum. Este un ser. Hydra Protector împotriva îmbătrânirii. Pentru că nimeni nu știe încă ce vârstă am exact, dar o să am 40. O să am nevoie de chestia asta în curând. Trecem mai departe. Mai avem aici, nu mai avem foarte multe produse, dar oricum sunt multe în total. Nici nu știu câte sunt, o să le număr la final. Am să iau... Uite.
asta. De la Sea and Cabo. Cabo. Perfect Put, Volume and Shape. Cabo. Ah, uite, Sea Band Company. De asemenea, e un brand din afară și avem aici un gloss, cred eu, pentru volumizarea boticului. Da, și este fix. Mamă, miroasea camphor și a mentă. Am luat un pic. Ok, simt pișcături ușoare în buzițe. Mi-am dat foarte mult tocmai pentru că nu vreau să mi se ia tot rujul, dar sincer e o senzație plăcută, adică nu e ceva care mă deranjează. Trecem mai departe. Următorul produs este un alt produs de la Tease, firma pe care eu o iubesc maxim, și anume un ruj Eve's Ready to Wear Lipstick Moisturizing în nuanța Casual Aubergine. Vânătă. Vânătă, pentru că, din câte vedeți, aceasta este și culoarea. Ok, și aici avem o propoziție. She stops a moment to eat some berries that make her lips color deep red. Adică se oprește, ea se oprește să mănânce niște fructe de pădure care îi fac buzele de un roșu adânc. Și avem nuanța. Oh my god, deci chiar este o nuanță pe care eu port destul de des, pentru că mie fie îmi place să-mi fac buzele foarte intense, fie ochii foarte intensi. Sincer, o să încerc să vă arăt. Mamă, și miroase? Și ăsta miroase dulce. Deci toate chestiile miros foarte bine. Mă, la ce drăguț e rujul ăsta, este minunat. Și chiar e fix nuanța de aici. Ultimul produs de astăzi este, l-am păstrat special ultimul, pentru că l-am văzut pe site și îmi doream să-l primesc, dar am vrut să fie o surpriză. Mă bucur super mult că în această surpriză chiar l-am primit. Și anume, fragrance shot-ul de parfum. Aici avem Jimmy Choo Elicit, 8 ml de parfum în această sticluță super drăguță pentru voi. Pentru gentuța ta poți să iei absolut oriunde cu tine acest parfum. Ce este cel mai mișto și cel mai mișto și de ce mi-am dorit acest parfumel este faptul că rezistă până la o lună. Ai 120 de fusuri, dacă nu mă înșel, într-o chestie din asta cu 8 ml. Oricum, designul în sine mi se pare super mega drăguț. Acum, oh my god. Mamă, deci mi se pare că parfumul ăsta se potrivește perfect cu bluza asta. Adică dacă ar fi sincer să vă arăt cum miroase, ar fi fix nuanțele astea de pe bluză, efectiv. Deci, Mela Vision. Da. Și ca să fac o numărătoare scurtă a tuturor produselor pe care le-am primit, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produse plus 3 testere la cutia Lux sau Premium. Deci, din punctul meu de vedere, este o afacere super drăguță și nu mă că e afacere super drăguță, e un răsfăț total pentru tine să-ți faci cadou în fiecare lună această cutie. Mai ales că vine cu produse full size, produse super drăguțe de la branduri care nu sunt în România, majoritatea dintre ele, mai puțin Coco Solis, pe care, sincer, oricum nu l-am văzut eu personal în România, adică nu știu de el. Așa că, dacă vreți să vă cumpărați și voi un abonament sau doar o lună, adică doar o cutie odată, nu uitați că aveți toate codurile promoționale și de asemenea și linkul pentru reducerea de 12 lei pentru abonamentul de 6 luni în descrierea acestui videoclip. Și pentru că surprizele nu se opresc aici și v-am spus că mai am o surpriză pentru voi și v-am rugat să așteptați și să rămâneți cu mine până la finalul acestui videoclip, e bine, am pregătit un giveaway pe Instagram-ul meu unde voi alege un câștigător, unul singur, care va primi abonamentul Lux sau Premium, timp de 3 luni de zile. Tot ce trebuie să faceți este să dați click pe linkul din descriere, aveți de asemenea și linkul către Instagram-ul meu pentru giveaway-ul de acolo și să urmați toți pașii. Voi alege câștigătorul pe 9 decembrie la ora 17 pentru un live pe Instagram-ul meu. Ei bine, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like. Iar dacă sunteți pasionați al cosmeticelor high-end, vă invit să vă directați ochișorii pe pickandazzle.com. De asemenea, puteți să-mi lăsați în comentariile de mai jos dacă voi ați întâlnit până acum aceste branduri și cum vi s-au părut. Chiar aștept părerea voastră. Și nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe dacă sunteți pentru prima oară aici și v-a plăcut acest videoclip. De asemenea, dacă vreți să știți primii când voi posta data viitoare, nu uitați să apăsați acel clopoțel de lângă butonul de subscribe. Și mă puteți găsi și pe Facebook și pe Instagram și neapărat pe Instagram, pentru că pe Instagram avem acest super giveaway, deci Instagram. Și nu uitați, dragii mei, până data viitoare, always love makeup.